Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Ana Maria Roman și începe Esențial. Biroul Electoral Central a respins sesizarea lui Dan Tudorache cu privire la anularea alegerilor din sector. Candidatul PSD a făcut acest demers după ce Antena 3 a difuzat imagini care arată suspiciuni asupra corectitudinii numărării votului. Narcis Popescu are mai multe informații despre decizia luată astăzi la BEC. Bună ziua, Narcis! Care au fost motivele pentru care s-a respins această sesizare? Bun găsit! Motivele sunt similare practic la toate cele 16 sesizări de fraudă electorală pe care Biroul Electoral Central trebuie să le judece astăzi, care, atenție, sunt respinse pe bandă rulantă, dacă permiteți să citesc pe cineva dintre cei care participă la această ședință. Acestea au fost respinse ca fiind considerate nefondate și sesizarea practic în sine nu indică niște fapte de ilegalitate care să necesite sau să impună ulterior anularea alegerilor și reorganizarea unui nou scrutin pentru cazurile în respective. Este vorba de o sesizare a Partidului Social Democrat a filialei Sectorul 1 pentru situația de la Sectorul 1, dar este și o sesizare făcută de către PSD Sectorul 6. Este foarte probabil totodată că această ședință de astăzi a Biroului Electoral Central, menită a stabili rezultatele definitive ale scrutinului alegerilor locale, să nu se încheie astăzi, pentru că mai sunt mai multe operațiuni pe care birourile municipale trebuie să le desfășoare, astfel încât este foarte probabil că astăzi să nu avem un deznodământ în acest practic scrutin din această toamnă la aceste alegeri locale. Noi suntem aici, așteptăm să se termine ședința. Dacă nu se va practic finaliza întreg setul de solicitări, de sesizări și cerințe pentru Biroul Electoral Central, nu vor fi declarații astăzi din partea reprezentanților instituției, însă noi vom fi aici, vom încerca să aflăm prin sursele noastre care au fost deciziile în totalitate la toate celelalte puncte pe ordinea de zi a Biroului Electoral Central.